Vreau să vă spun un lucru, că noi pocăiții suntem singura armată din lume care ne ucide vrăniții, mă. Numai noi împușcăm, ca să nu sufere. Vreau să spun tuturor care mi-au trimis mii de mesaje de alaltă ieri, că vă mulțumesc. Și pe cei care m-ați înjurat, vreau să vă spun că tot vă iubesc. Pentru noi am Batistă. Am Batistă, nu-i voie la predicator cu șervețele. Vreau să vă spun în seara aceasta, predic Evanghelia de 32 de ani. Sunt păstorul Bisericii Sfânta Treime din Beiuș de 30 de ani, anul acesta. Niciodată în viața mea nu am predicat mai apăsat ca în seara aceasta. Trec prin cea mai devastatoare criză din familie, abia aștept să mă duc acasă. Eu am predicat niște lucruri pe care nu le-am trăit. Până acum am învățat ce înseamnă să predici și să o iei pe pielea ta ceva. Am predicat și am zis oamenilor că nu contează cum te simți, că trebuie să fii ca stewardesele de la Delta, indiferent cât de obosite sunt, ele trebuie să zâmbească. Că ai chef să te duci la biserică și să predici, că n-ai chef. Am predicat de atâtea ori în anii aceștia aproape cu credința la pământ. O trebuie să mă rog pentru oameni, o trebuie ca să am grijă de prunce altora, o trebuie ca să mă duc la evanghelizări și n-am știut să spun nu. M-am uitat, de exemplu, pe jurnale, că mai am jurnale acasă. Vă dau un exemplu, 2002. În ianuarie, ce am făcut în 2002, în săptămâna aceasta? Luni, Timișoara. Marți, Piatra Neamț. Miercuri, Târgu Mureș. Joi, Oradea. Vineri, Arad. Sâmbătă, Oradea iarăși. Duminică, Beiuș. N-aș știu să zic nu și asta a fost o protestie. Mi-am neglijat familia. De fapt, cei mai importanți oameni de pe față pământului. Acum plătesc. Am spus când am scris cartea profetică pentru mine acum, că în urmă cu un an nu mă gândeam că ajung așa de repede la ea când am scris-o. Coșmarul lui Dumnezeu, pilda fiului risipitor. Nu m-am gândit că o să vină coșmarul atât de repede și peste mine. Am spus atunci în carte că toți copiii noștri vor trece pentru un moment a rebeliunii. Alții vor trece prin rebeliuni mai mici, vor trânti o ușă. Eu când aud că aud frații noștri, mă enervează fata că mi-ntoarce vorba. Dacă nu mă atâta, fă-i statuie. Cunosc fete care nu vin acasă 3 nopți. Și 3 zile. Și stau bete pe margini de drum ale fraților noștri, le cheamă Rebecca. Am învățat că toți au momentul rebeliunii și că toți pleacă la porci. Unii rămân în casă și fac pe sfinții, dar în mintea lor femeile desfrânate și toate celelalte lucruri. Unii sunt prinși, unii nu sunt prinși încă. Sunt unii care pleacă direct, îți sfâșie inima, îi spunea lui Valerian Jurjam, păstorul de la Dublin, mi-a fost elev și el, mă ustură, Vali, sufletul. Mă doare de mor. Toți au un timp a rebeliunii, dar nu știi câtă vreme stau la porci. Și nu știi nici cu câtă pagubă să întorc acasă. Că nu-i tot una să fumează sau să se drogheze. Nu-i tot una să stea o săptămână, o lună sau un an sau 10. Mama m-a așteptat 7 ani. Am fost un fiu risipitor. Acum sunt un tată de fiu risipitor. Aia nu știam până acum. Am învățat-o și pe asta zilele astea.
mă doare de mor. Am crezut că-s mai tare, nu-s. Nu mi-am ascuns niciodată slăbiciunile. Am fost pastorul din România, poate de aceea priviți atât de des predicile noastre, care m-am dezgolit în fața bisericii. În timpul pandemiei m-am îmbolnăvit. Că nu a fost ușor în România, noi n-am avut legile alea bune care le-ați avut voi. O trebuie să ies cu biserica afară, să sparg un troc, să stau cu poliția pe drum. Pentru că am considerat că libertatea e cel mai mare dar care poate să-l aibă cineva. Păstorez biserica din Beiuș de 30 de ani, a luat-o cu 37 de membri. 37 de membri. Acum suntem peste 1200, am 15 păstori acum. Păstorez Biserica Sfânta Treime din Londra și mă duc în Londra fiecare lună, o duminică. Am început-o cu 15 oameni. Acum suntem peste 1400 la slujbă, 600 de copii la școala duminicală, 70 de femei însărcinate numai acum în clipa asta. Media de vârstă a bisericii undeva 32 de ani. Păstoresc biserica din Oradea începută de un an de zile, avem aproape 1000 de oameni la cina Domnului. Da, am plătit. Conduc Fundația Cireșare de 20 și ceva de ani. Anul acesta construim două zile pentru oameni amărâți și un centru pentru copiii cu droguri. Când am plecat în Detroit, am lăsat-o pe nevastă mea să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru 3 hectare de pământ unde vom face centru departe, că nu mă las în oraș cu ei. Plătesc de mă rup. Rugați-vă pentru mine zilele astea. Nu întotdeauna predici cu bucurie. Pavel zicea bisericii, rugați-vă pentru mine. Nu numai ca să-mi dea Domnul totdeauna cuvânt, ci ce să fac, cum zicea Petru, să nu predice plângând.